Lipsa și întors la Voluntari, a jucat în anumite meciuri. Salomao și nu este 1-0, este o ratare imensă. Venit după o pasă superbă cu călcâiul la lui Gicu Grozav. Cum pasă prea puternică pentru Mediop, Mediop însă se descurcă bine. Mediop, Mediop, gol! 1-0 pentru Călăraș, greșeală mare în defensiva albroșilor, de care profită Mediop în dia. Iată de unde pleacă Mediop, are 3-4 metri în spatele lui Mezac, trece pe lângă el, parcă ar fi un jalon și îl depășește pe Penedo, iar Dunărea Călăraș deschide scorul în Ștefan cel Mare. Ino Dinamo în banda dreaptă, centrare, gol! Scrie Daniel Popa în minutul 56, o centrare excelentă de pe partea dreaptă. Popa scapă din marcaj, în locul lui Tomislav Gomel. Revedem centrarea excelentă a lui Hanca. Pe măsura centrării este și reluarea lui Daniel Popa din 7-8 metri, fără speranțe pentru Straton. Sorescu centrează și nu Hanca, îmi cer scuze. Vine această fază pentru Dinamo, primește Salomao, 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 blocat de Straton, două intervenții bune a lui Straton, bară! Continuă faza ofensivă pentru echipa lui Rednic, respinge abia acum Șeroni în corner. Ce ocazie are Dinamo în minutul 89, moldoveanu, iar Salomao este blocat în primă fază de Straton, apare moldovean.